Duminică, reprezentanții PNL și USR din județul Hunedoara au făcut public protocolul de colaborare electorală dintre cele două partide pentru alegerile locale din această toamnă. Protocolul prevede, printre altele, susținerea unor candidați comuni în unele localități, cele mai importante fiind Hunedoara și Brad, unde cele două formațiuni vor sprijini numele propuse de USR pentru funcția de primar al respectivelor localități. Pe de altă parte, USR și-a retras candidatul de la președinție Consiliului Județean și îl va susține pe cel propus de PNL. Cei din USR sunt convinși că acest protocol va aduce pentru cele două partide atingerea obiectivelor propuse. S-a ajuns la această colaborare, așa cum am spus și mai devreme, datorită ideilor și proiectelor pe care ne dorim să le implementăm. Și așa cum am spus, este vital să avem candidați unici pentru a putea câștiga. Dacă vă gândiți, în urmă cu câțiva ani, nimeni nu dădea USR-ului nicio șansă. Și am dovedit că se poate. Am avut campania fără penalt pe care am dus-o în județul Hunedoara și cu o echipă de câteva zeci de oameni am reușit să strângem peste 33.000 de semnături la vremea aceea. Noi nu pornim niciodată de la ideea că nu reușim, ci că trebuie să reușim pentru că ne dorim să facem aceste lucruri pentru noi și pentru copiii noștri și pentru comunitățile noastre. Nu am fixat un scor împreună, ci ne-am fixat ca obiectiv câștigarea primăriei municipiului Hunedoara, câștigarea primăriei municipiului Brad și câștigarea Consiliului Județean și a majorității în Consiliul Județean. Cei de la PNL au explicat motivul pentru care și-au retras candidații de la Hunedoara și Brad și sunt convinși că au dat dovadă de maturitate politică, iar în urma protocolului cu USR vor câștiga alegerile locale. Eu cred că am câștigat candidați pentru că întotdeauna o alianță este mai puternică decât o echipă mai mică sau împreună să avem șanse mai bune de a câștiga alegerile. A fost o decizie foarte intens discutată în rândul nostru, al Partidului Național Liberal, pentru că atât colegii noștri de la Brad, cât și cei de la Hunedoara au muncit 3 ani, 4 ani pentru a-și construi o candidatură și pentru a putea câștiga alegerile în bastioane PSD foarte puternice. Dar Am dat un exemplu de maturitate, am dat un exemplu de faptul că știm să facem politică și știm să facem un pas în lateral pentru a obține o victorie importantă. Eu sunt sigur că echipele USR și PNL vor fi câștigătoare și la Brad și la Hunedoara în acest an. Protocolul dintre PNL și USR nu prevede liste comune de consilieri locali și județeni pentru alegerile din 27 septembrie.